Cei dintre voi fac campanii AdWords pentru ei sau pentru clienții ai lor? Aoleu, dar v-ați ascuns bine de tot. Sunt aici. Da? Ok. Deci vreo 5 sunt în sală. Cât dintre voi aveți un blog? Deja. Ok. Câți ar vrea să pornească o campanie AdWords? Nu, nu, nu. Prima oară. Prima, așa. Da? Bun. Și tu? Nu am mai cum până acum? Nu ai cont de AdWords? Bun. Mă bucur că mi-am conceput prezentarea așa cum o să vedeți că mi-am conceput-o. Și am foarte simplă și fără chestii tehnice și foarte scurtă. Am presupus corect că antevorbitorii mei vor intra foarte mult în detalii și pe niște lucruri foarte specifice și nu-mi place să mă dau specialist, mai ales în fața unor specialiști. However, am început să fac AdWords în România prin 2004, cu foarte puțin făceau. Mi s-a părut de la început o chestie fantastică. Aveam o agenție de publicitate și vindeam servicii de AdWords clienților. Și a fost foarte interesant. Sunt acum cam în același punct în care le povestesc oamenilor că trebuie să-și facă marketing afiliat și în 2004 le povesteam că trebuie să-și facă Google AdWords. Pentru că este foarte eficient, este foarte ieftin, este foarte mișto și întâmpinam cam același gen de bariere. Te rog. Ce scuze, noi suntem foarte... atenți la ieftin, când zici, în același construct cu Google. Atunci să rămânem pe eficient. Mici de cost. Să rămânem pe eficient. Așa. Bun, mă gândesc că suntem mai între noi aici. Un alt lucru pe care îl recomand acum foarte puternic tuturor clienților care m-au discut și doamnelor, că avem foarte multe magazine, în care multe dintre ele chiar își fac AdWords, și multe dintre ele își fac, cum se spune, ele însele. Își fac in-house. Pentru că până la urmă, ce e așa de greu să faci o campanie? Nu e asta. Și le spunem tuturor, le recomandăm, nu, domnule, lucrează cu specialiști. Jobul tău ca magazin online este să ai o strategie de produs corectă, este să ai stocurile, apropo de ce spuneam mai devreme, calculate foarte bine, este să te ocupi de cel care livrează. Deci este jobul tău una peste alta ca business-ul în sine pe care tu îl conduci, care este business-ul de retail online, vorbind acum strict de magazine, să fie bine poziționat pe piață și să vândă. Partea de marketing online, mai ales o chestie atât de specifică cum este AdWords-ul, ar trebui lucrată cu outsourcing după vremea asta. Ok, angajat la un specialist, un om care asta face și are experiență. De ce n-am întâlnit asta foarte diferență fantastică în costuri sau în eficiență. Bun. Încerc să mă prind. Bun, am prins că funcționează telefonul. Gata, m-am prins. Așa cum ziceam, să vorbesc despre lucruri foarte specifice, nu vreau să intru în detalii tehnice în niciun caz, vreau să vorbesc despre un mindset. Sau încerc să schimb un mindset care în România este încă destul de puternic și e natural să fie așa, piața fiind foarte la început. Și anume că mindset-ul că marketing afiliat este publicitate. Seamănă foarte mult cu publicitatea. Sunt foarte mulți oameni care au luat bannere de la noi sau de la profesie sau din altă parte, le-au pus pe blogurile sau pe site-urile lor, și după aia au evaluat rezultatele la un eCPM sau la un eCPC și au spus, a, nu funcționează marketingul afiliat în România. Sau, am zis blogul ăla, mai spun și inclusiv că este țeapă, că de fapt magazinul... Am văzut ajuns articole pe tema. Da. Inclusiv teoria, eu ca blogger generez awareness magazinului. El nu vinde pentru că e slab sau nu știu exact, sau chiar mă fură, de fapt el vinde, dar nu înregistrează comenzile și mie nu plătește acel awareness pe care eu îl generez. Eu, blogger, cu audiența mea premium, de oameni care câștigă numai peste 3.000 de euro pe lună și cumpără online toată ziua. Exagerez un pic, dar chiar vreau să îngroși puțin atitudinea de om care vrea să vândă o expunere, care asta înseamnă un banner pe un site sau un articol până la urmă, care se vorbește despre un advertiser, este o expunere care e importantă și de care ai nevoie atunci când îți construiești un brand. Însă atunci când vii în marketing afiliat, de oricare parte a baricadei, trebuie să înțelegi că marketing afiliat înseamnă vânzări. Am pierdut elementul dramatic. Și pierd în continuare. Așa, bun.
Marketing afiliat în general vânzări. Cel puțin pentru România, dar până la urmă și campaniile pe link, care într-adevăr în România sunt mult mai puține, dar și link-urile alea au ca obiectiv final tot vânzări. E drept că atunci când un advertiser care recompensează un lead, își asumă el efortul ulterior de a converti acel lead în vânzări. Dar în marketing afiliat, ce este foarte mișto, este plata asta pentru rezultate, care este și de o parte și de alta e mișto. Adică, eu am lucrat în publicitate tradițională și offline și după aia online vreo 14 ani sau 15 ani. Și tot timpul, ăsta este visul oricărui advertiser, să plătească doar pentru rezultate. Eu vorbă celebră de vreo 10 ceva de ani, jumătate din banii pe care îi cheltuiesc pe publicitate, iar nu pe fereastră. Doar că nu știu care jumătate. E, în marketing afiliat nu mai e așa. În marketing afiliat chiar știi exact, ca advertiser, cât o să te coste fiecare vânzare pe care o generezi. Pentru că tu vii și spui de la început, eu, advertiser, avem și... Eu, advertiser, ofer 10% să spun comision din vânzări, oricum generează vânzări. Printr-o platformă sau printr-un program de afiliere, platforma e cum suntem noi două parale, suntem third party, deci intermediem relația între niște zeci, deocamdată, de advertiser și niște mii de afiliați. Un program de afiliere e cum e pe Magul, deținut de un advertiser în sine. Dar principiul este absolut similar. E, afiliații, nu o să... Am mai vorbit Vlad înainte și am mai spus din lucrurile pe care o să le spun și eu acum. Ce este foarte important, primesc un comision din vânzările generate. Și trebuie să vă gândiți bine când intrați în afiliere, ca și așteptări și ca și obiective pe care vi le propuneți, că ăsta este principiul. Mai mult, în perioada de recurență. Deci, cum spuneam mai devreme, în România, în două parale, durata minimă a perioadei de recurență este de 30 de zile. Avem 3 luni, ceea ce înseamnă că dacă voi ca și afiliați identificați heavy buyers, să zicem, oameni pe care îi trimiți către un network care își vor cumpăra de 5 ori în perioada de recurență, voi îți primi comisioane pentru fiecare din acele vânzări. Ceea ce este magic. E și greu, dar e magic. E noroc. Poftim? Noroc. Chiar cred că nu e noroc deloc. Chiar cred că nu e noroc. Sau mai bine, știi, poate să fie noroc, trebuie să te prinzi repede de ei să profiți. Adică dacă găsești din mai multe teste, identifici care este canalul care îți aduce heavy buyers, nu trebuie neapărat într-o primă fază să înțelegi de ce. Nu, tragi tare pe canalul respectiv, pentru că pur și simplu ai văzut că merge. Și este importantă relația asta reciprocă de la un cap la altul al ciclului. În sensul că atunci când un afiliat trimite un user către advertiser, ulterior, la fiecare acțiune generată pe site-ul advertiserului, prin programul sau platforma de afiliere, afiliatul va afla că s-a generat acea vânzare. Va vedea ora la care s-a generat, va vedea ce s-a cumpărat, de ce valoare. Și asta este o informație extrem de mișto. Inclusiv poate să-ți calculezi ulterior, se aprobă sau nu se aprobă fiecare comision, marea majoritatea lor se aprobă, marea majoritatea însemnând cu siguranță peste 70%, noi avem în medie undeva spre 80% din comisioane se aprobă. Depinde și de industrie și depinde și de advertiser. Foarte pe scurt, care este rolul fiecărui jucător din relația asta? Noi, ca platformă de afiliere, avem contractele cu ambele părți, facem tracking-ul pentru trafic și pentru conversii. Dacă aveți o problemă ca și afiliați cu un advertiser, îi puteți scrie direct sau ne puteți contacta pe noi și vă sprijinim în relația respectivă. Ce este foarte mișto într-o rețea de afiliere third party este că, deși avem același interes și cu advertiserul și cu afiliatul, dacă una dintre părți încearcă într-un fel sau altul și se întâmplă lucrul ăsta, să șunteze, să mai scape peste un comision sau nu știu, sau să genereze niște comisioane oarecum
anetic, ca să zic așa. Noi, în momentul ăla, jucăm rolul de arbitru pentru cealaltă parte și având contractele cu ambele părți, chiar putem să rezolvăm problema. Și dacă nu rezolvăm, suspendăm contul fie al unui, fie al reportezului, fie care, fie al afiliat. Bun. So, vorbim de vânzări, vorbim de cum abordezi atunci când vrei să faci bani din afiliere. Vrei să te întrebăm la finanță? Nu, tot timpul. Am înțeles. Întrebați. Pot interveni, că am două întrebări care mă macină. De când? Da, de când? De mult. De mult, da. Întotdeauna. Mă bucur că am venit. Cum ți se pare afirmația că fiecare furnizor de servicii ar trebui să-și dezvolte ca mainstream propriul program de afiliere? Profund greșit. Pentru că după un an și 3 luni de când am preluat business-ul ăsta, e un business pe care nu l-am lansat eu, l-am lansat la Vizpineam și l-am preluat în noiembrie sau decembrie 2009. Oricât de similarități ar fi avut cu publicitatea online, ne-am dat seama că nu e. Ce am înțeles în toată perioada asta este că e anume de greu să crești, mă întorc un pic la rolul nostru. Tocmai de asta, de ca să treci mai departe. Da, perfect, mulțumesc. Să crești portofoliul de afiliați, să-i educi, să le dai suficiente variante în care ei pot să câștige bani ca să rămână la tine. Pentru că oricât de nișat ar fi, și am mai târziu o afirmație pe site care o să vă spun de pe acum, nișele nu produc bani în România, nu de față. Prin nișe însemnând ceasuri de damă scumpe roz. Adică, ok, foarte, într-adevăr, nișate. Dar un program de afiliere, în afară de profit share, recunosc faptul că, ținând cont de poziția imagului de pe piață, se justifică să aibă propriul program de afiliere. Până la un punct, e drept, dar totuși, în cazul lor, mi se pare justificat. Pentru oricare alt jucător, eficiența acelui demers, dacă își face program propriu de afiliere, și mai sunt niște magazine care au, cu siguranță este foarte scăzută. Resursele necesare pentru a ține un portofoliu de afiliați relevant, că oricum din cei 4.000 de... Noi avem 4.000 de afiliați în două fara de momentul ăsta. Evident că se aplică principiul 20-80 sau chiar poate 10-90. Și este foarte greu ca să ai 100 de afiliați ca să, care să trimită volum semnificativ de comenzi, trebuie să ai măcar 1.000 de afiliați în total. Mai mult. Fiind vorba de multiple nișe și categorii, afiliații noștri pot să câștige bani și de pe fashion, și de pe aparate foto, și de pe calculatoare, și de pe pastile de slăbit, și de pe un milion. Avem 90 de campanii în momentul ăsta. Este mult mai probabil ca afiliații care vor să facă treabă și au și o experiență eventual în bun cu om, să vină la noi, decât să se ducă pe o nișă. Pentru că șansele la noi de a câștiga bani și de a-i garanta niște rezultate, prin garantat mă refer, da, dacă ne gestezi comisiuni, tu îți vei lua banii luna viitoare între 15 și 20 ani. Deci există acest third party, da, autoritatea care, da, arbitrul care menegerește lucrul ăsta. Deci, cel puțin pentru următorii, nici nu știu, minim 2-3 ani, după părerea mea, programele proprii de afiliere pentru un magazin sunt o mare greșeală. Apropo și de ce ziceam în legat de AdWords. Pentru că în momentul ăla magazinul își asumă oarecum o competență și un efort în a dezvolta o chestie de marketing online foarte specifică, în vreme ce problema lui principală ar trebui să fie business-ul în care este. Cum spuneam, stocurile, alegerea gamei de produse pe care o vin, nivelul de preț, prima de curierat cu care lucrez, sunt peste 2000 de magazine online. 1000 de produs. Exact. Calitatea produselor, calitatea furnizorilor și discounturi, bundle-uri și tot ce poate. Exact. Realitatea este că, iarăși, experiența nouă ne arată că, dincolo de eforturile de marketing online, de unde este plasat butonul de cumpăr, ce scrie pe el, ce culoare are și așa mai departe, rata de conversie pentru un magazin online depinde în primul rând de ofertă. Deci, ca și concluzie, da? Da. A dezvolta propriul sistem de afiliere, la momentul ăsta este un consum de resurse prea mare, da, vis-a-vis de return on investment pe care îl ai,
Și atunci folosești un third party, practic externalizând acest serviciu către da, două către cineva care se pricepe și are experiență. IMAP fiind un poziționat pe piață, foarte, na, ca lider de piață, oarecum un monopol la nivel de reputație. Da, atunci la el să pretează pentru că se are pretează. Și o gamă o variată de da, produs, da, nu? Da, 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 are gamă foarte variată, se pretează chiar și așa. Se pregătează, nu vreau să vă despre. Nu, eu nu vreau să spun minusurile pe care le văd eu la programul Profice. Nu mi se pare ok. Dacă ar fost aici cineva, aș fi vrut să dezbat el. Deci, cu toate că le este cunosc... Este cineva aici? A, da? Da. Căluție? A, salut, căluție. Mă bucur să te cunosc. Salut. De ce nu mai știu pe blog? Din 2009, sau nu mai știu pe blog. Pentru că, uite, asta era o primă făcută de educare. Da, nu, 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 dar mă bucur. Da, s-aude? Da, s-aude. Noi încercăm să, cum să spun, să updatăm și lucrăm acum de, să zic, câteva luni, cred câteva luni, în ultima lună și mai intens, să facem, să refacem zona asta de afiliere, pentru că e importantă, e mare și vom reîncepe pentru un program de educație. Ce se întâmplă acum este că a fost greu, oarecum, din punct de vedere a resurselor de susținere. Dar am ideea. Da, este un lucru important pentru noi. Realitatea e că sunt conștient de faptul că existența profițerului ajută afilierea în general, dacă se mai ajută și de educație, ne suntem foarte mai mulțumit. Pe partea de INC, avem și noi, nu știu exact, cred că 10 sau 11 magazine pe care le putem promova prin noi și pe anumite nișe. La modul foarte sincer, vă recomand să încercați să promovați ofertele din două parale, dar overall, dacă vreți să faceți promovare de ATNC destul de nediferențiat și dacă nu aveți experiență foarte mare în asta, vă recomand să începeți cu produsul. Vedeți ce recomandare am făcut, pentru că ei chiar convertesc bine. Au o politică de produs care e... Exact, exact, exact. Au o politică de produs foarte bună și o poziție în piață foarte bună. Bun. Mai am o întrebare. A, da, așa e. Păi am zis două. Da. A doua întrebare e... Pe affiliate marketing pe produse, e ok. Îl înțeleg, e în regulă. Îl înțeleg și pe altul. Acum, întrebarea la tine. Cum ți se pare affiliate marketing pentru servicii? Servicii de, hai să zic altfel, de exemplu AdWords, consultanță în campanii pay-per-click. Am cu cineva care, am niște prieteni care, da, prieteni care, da, am un prieteni care să se ocupă așa ceva, da, da, cu așa ceva și am zis că sunt dăm voie, nu mai știu unde... Și ca să completezi, nu ținem numai de pay-per-click, nu, ții că în general se fie de consultanță de... Nu funcționează. Nu funcționează pentru că deocamdată nișele, atât din punct de vedere al ofertelor sau a cererii, hai să luăm pe partea de cerere. Cererea pe piața de AdWords este deja destul de clar targetată. Adică un advertiser care vrea să cumpere servicii de AdWords, în momentul de față chiar înseamnă că e educat, cam știe unde să se ducă. Am avut niște tentative cu mai multe categorii de servicii. Am studiat serviciile de la două parale, tangențial, pentru care sunt prietenul ăsta. Da, pentru prieteni. Nu, realitatea e și o să spun mai târziu. Eu, în momentul față, recomand mainstream. Nișele chiar nu funcționează și mai mult. Pe servicii, targetul total pe care îl poți atinge, pentru că fiind pe piața locală, mentalitatea de cumpărare implică mai degrabă telefonul sau contactul direct. Poate să dea click pe un link afiliat, să spunem, și să intre pe un site sau pe un blog și să citească. Nu va cumpăra însă online. Nu știu cine va cumpăra servicii de AdWords online în România, cel puțin în 2011. Da, dar până la urmă,
Eu mă refer la un pas către conversia finală. Până la urmă, business fiei. Da, o acțiune. Asta e o acțiune. Eu vreau să zic că astfel de programe de web design, management, pay per click sau cât, nu se vând nicăieri. Pentru că, până la urmă, asta e foarte, foarte importantă persoana care respectivă care o face. Doar, în schimb, servicii de painting, de văruit, de flooring, de fencing. E, hai să le luăm pe românești, că nu toți suntem... În fine, da. De reparații ferestre, se vând foarte bine și sunt sigur că în câțiva ani se vor vinde și la în noi. Câțiva. Dar în câțiva ani. Important e să apară niște jucători pe piață care să pot să adune mai mulți meșteri, să le spunem, în același loc și aceia să pornească niște programe de afiliere, pentru că așa sunt și în stat. Adică nu o să vezi pe Average Joe că își face site și se înscrie pe Commission Junction sau... Da, intră într-un director care... Intră într-un director care acoperă... Da. Craigslist e de anunțuri, da? Este un director care acoperă toți meșterii din toată țara și automat... A mai specializat. Realitatea e că, pe general, ce funcționează bine este business to consumer, la noi acum, în România, în afiliere. Business to consumer, produse fizice. Pentru că am avut... Am avut campanie pentru un antivirus și am făcut puși către afiliați, un bit different. Să-i zicem așa de bine. Da, nu-mi l-am întâmplat. M-am suspendat în cele din urmă campanie, dar chiar nu generam rezultate. Bine, foarte probabil că și sunt mulți români care folosesc Bitdefender, dar probabil că doar o mică parte din ei mai și plătesc pentru chestia asta. Asta e. Ce e important, apropo, de ce scrie acolo, să identifici cererea corect, să-ți dai seama ce se cumpără online, ce se va cumpăra din ce în ce mai mult online, să înțelegi care este piața, care sunt obiceiurile de cumpărare, care este competiția și poate fi competiția, să presupunem, pentru un advertiser, și anume să vezi dacă tu vrei să promovezi niște laptopuri prin două pare, să te uiți cu atenție la care este oferta EMAG pe laptopuri. Am luat la o categorie generală, dar de fapt mă refer la un lucru specific, e un anumit laptop. Chiar trebuie să analizezi, oare oamenii vor cumpăra mai degrabă de la magazinul pe care îl promovez eu, sau mai degrabă de la EMAG? Că dacă va fi mai degrabă de la EMAG, nu are sens să încerc asta. E un efort și un timp și niște bani, poate unor pe care îi bagi în treaba asta, care nu vor avea niciun return. Nimeni nu te va plăti pentru clipurile pe care le trimiți, cel puțin acum, în momentul ăsta. Nimeni nu te va plăti dacă tu muncești 18 ore pe zi la două parale, doar pentru că ai muncit 18 ore pe zi. Dacă generezi 1000 de vânzări, vei fi plătit foarte bine. Și atunci mindset-ul cu care tu trebuie să intri în afiliere, trebuie să fie mindset-ul de agent de vânzări. Eu vreau să vând și să vă încasez un comision din vânzările pe care le generez. Și pentru asta recomand, cum am mai spus și antevorbitorii mei, să alegi un produs sau o categorie la care preferabil să te pricepi cât de cât sau să îți propui să te pricepi. Ok, acum încep. Bun. Și apropo de sandale, ok, eu în următoarele 3 luni o să fac foarte mult research pe sandale și o să ajung să știu despre cumpărarea de sandale online în România foarte multe lucruri. Poți adaug aici un pic la obiceiul de cumpărare, foarte important în marketingul afiliat, în campanii, pay-per-click și așa mai departe, să înțelegi exact în ce fază a cumpărării se află audiența ta. Da, am să un pic mai încolo. Da? Da, atunci te las pe tine să continui. Vreți să mai zic eu cu 3 fazi și gata. Recomand construirea de proiecte dedicate pentru afiliere. Poate fi un test bun dacă aveți deja un site, blog, whatever, care are un trafic, în primul rând, targetat, nu neapărat mare. Mare, poate să fie și 50 de unici pe zi, da? Există în afiliere, cel puțin în .com, există miturile care nu sunt neapărat false, unele de este adevărat. Adică un proiect de 3, cu 30 de unici pe zi, care vin de ceasuri de la 5.000 de euro în sus, poți să trăiești grecește. Nu știu, unele din miturile astea sunt adevărate. În România nu există o variantă.
nu, scoteți-vă din cap. Dacă vreți să faceți bani în România din marketing afiliat, se poate, dar se poate din proiecte dedicate pe targeturi mainstream, pe categorii de produse cât mai largi. Pentru că așa este mai ușor să identifici, să găsești pe românii care chiar vor cumpăra online. Cum spuneam, poți să începi, dacă ai un blog, să zicem, dedicat pe o nișă, poți să începi în a face niște review-uri și a pune niște bannere acolo pe categoria respectivă de produse, dar asta este doar pentru research, după părerea, sau pentru până, nu știu, până te familiarizezi cu platforma două barele de lucrări aici, cu WordPress sau cu ce e proiectul respectiv. După care, foarte repede vrei să construiești un proiect dedicat. Ăla convertește, nu o chestie generalizată. Omul care intră pe un site de știri sau pe un blog despre pisici, el vrea să citească despre pisici, nu vrea să cumpere produse pentru pisici. S-ar putea, dacă este blogul despre pisici, s-ar putea să și vrea să cumpere. Șansele sunt mai mari, dar nu în momentul ăla. Și apropo și de ce spunea Eugen mai devreme, cred că nu mai știu. O să am în curând și vă spun de acum. Trebuie să-i găsești pe cei care sunt în buy now. Cei care vor să cumpere atunci. De-aia zic, dădeam exemplu mai devreme cu keyword-ul de unde cumpăr repede un Samsung. Ăla probabil, nu știu câte căutări ar fi pe zi, dar cu siguranță ar converti foarte bine. Acum adaug fraza. Și așa cum am mai zis și înainte, nu faci un lucru, lași acolo și nu mai faci nimic. Trebuie să muncești, trebuie să optimizezi. Cel puțin până am ajuns la un anumit nivel de performanță. Avem afiliați care și-au construit niște proiecte foarte ok, au muncit de la între 3 și 12 luni. Și recunosc, o să vă spun, nu dăm cifre despre cât plătim afiliați. Dar el am plătit un afiliat cu 50 de milioane de lei net, care a început anul trecut în februarie. Și a urcat foarte greu, după părerea mea, dar constant. 2 milioane, 6 milioane, 8 milioane și la un moment dat se cam blocase până la 8-12 milioane pe lună. Și chiar eu atunci l-am pierdut din vedere, ca să zic așa. Și ieri vorbeam cu colegii. Noi plătim afiliații de fiecare dată până pe data de 20 sau s-a cuplat până la 21 sau 22 afiliații. Dar totuși, în procedura internă, până în 20 afiliații sunt plătiți. Și mă uitam pe el și eu, 50 de milioane, cu tare! Super, dar ce-a făcut? Când era crescut în ultimele luni? Deci chiar se poate, dar trebuie să muncești. Și din câte am înțeles, de proiectele respective care acum i-au generat 50 de milioane, el nu se mai ocupă de vreo două luni. Dar le-a dus până la un punct la care, și acum se ocupă de altele, construiește altele. Le-a dus până la un punct de la care își permite să le lase puțin pe pilot automat. Dar, cum ziceam, a început în februarie și s-a ținut ca până prin noiembrie. Pe categoria fashion. E tot ce pot să vă spun. Bun, cine cumpără în România? 3% dintre români cumpără. Adică 9%. Astea sunt cifrele oficiale de la Eurostat, care este biroul de statistică al Uniunii Europene. Personal și din discuțiile cu mai mulți oameni, estimăm că totuși sunt un pic mai mari, dar nu mult mai mari cifre. Problema și oportunitatea națională este aici. Deci, unul din 11 utilizatori de internet a cumpărat online în România în 2010. Unul din 11, ceea ce... Câți dintre voi ați cumpărat online? Ever. E, o să vă spun un secret. Piața de internet din România nu seamănă cu țara asta. Marea majoritate a românilor prezenți online nu cumpără online. Asta este și o problemă, dar și o oportunitate foarte mare. Pentru că fiind totuși puțin, atrage mai puțin afiliați în jocul ăsta, ca să zic așa. Da, e greu, e rare. Totuși, unul din 11, apropo de un comparator de prețuri, acolo, probabil că ajung, nu știu, 8 din 10 din cei care ajung pe un comparator de prețuri vor să cumpere. Și doar că vor să cumpere. Vor să cumpere atunci. Pentru că de-aia au căutat foarte probabil informații despre prețurile care se vând online în anumite produse. Dacă au văzut un banner pe realitatea.net, dacă au dat click, poate au dat click că era roșu banner. Sau că era o gagică în bikini acolo sau un bărbat în chiloți, nu știu, whatever. Nu știm de ce l-am fi. Chiar nu știi când
un utilizator pe un site de știri și dă click pe un banner, nu știi de ce a dat click pe el. Și șansele să convertească ulterior sunt destul de mici. Dar pe un mall virtual sau pe un site compus din feed-uri de produse sau recenzii de produse, acolo în principiu ajunge un utilizator când vrea să cumpere. Nu ajunge alt, nu are de ce să ajungă alt. Pe realitatea poți să ajungi pur și simplu pentru că a fost la un dat o chestie... Are 450.000 de pagini indexate și... De exemplu, și a fost, nu mai știu cu cine, cu Topless, de... cu... Spunea, la Zosu a zis o chestie, că... Cum o cheamă pe față? Olivia Wilde, sau cum o cheamă pe cipa din Dr. House, din Dr. House. După cum spuneam. Olivia Wilde, Topless, era un titlu. Și... De fapt, în zonă era Topless, era... However, cred că asta înseamnă mai mult de 600.000 de oameni au cumpărat online. Și plus faptul că totuși 300.000 nu mai înseamnă atât de puțin. Adică 600.000 de oameni sunt ce mulți, mulți, așa, mulți. Și ce e și mai mișto este că, dacă ne gândim, întotdeauna procesul ăsta de cumpărare este un proces care generează interacțiunea. A doua zi, după ce ți-a venit calculatorul, oamenii te întreabă, de unde ai cumpărat? Poftim? Da, da, da. De unde ai cumpărat? Păi de la cutare. Sau fata se duce a doua zi la birou cu o rochie nouă, o pereche de pantofi, că nu trebuie să le spui vouă. Și bineînțeles, de unde ai cumpărat? Păi de acolo. Bă, păi și ți-au venit și au fost copii și așa mai departe. Deci eu estimez că minim 1.800.000 de români au informații de la prima mână, informații ca în principiu de încredere despre comerțul online și au căpătat deja această încredere. Și atunci estimarea mea este că în 2011 vor fi mult peste 1.000.000 de români care vor cumpăra online. Și aici vorbim de produse, nu de plata facturilor online sau de cumpărat abonamentul. Nu, produse care să fie livrate acasă, ceea ce se numește e-tail, dacă nu mă înșel, de retail, e-tail. Dar asta mai înseamnă și că o mare parte din cumpărăturile online vor fi făcute de oameni care vor cumpăra pentru prima oară online. Și atunci este neamconvenit dacă pe proiectul tău de marketing afiliat pui destul de vizibil niște informații cât mai corecte și cât mai încurajatoare apropo de comerț online. Adică să-i spui, este sigur să cumpără online, pentru că foarte mulți au o teamă puternică, România au o teamă puternică de a cumpăra online. Și pentru că mulți dintre ei cred că singura variantă de plată este cu card. Ceea ce nu este nici pe departe adevărat, peste 95% din tranzacțiile online în România, din cumpărăturile de la magazinele online în România, sunt făcute cu plata rambursă, deci cu plata coleției la livrare. Și asta îți dă un sentiment foarte puternic de siguranță. Plătesc doar când primesc marfa. Deci doar când a ajuns curierul la tine, ai văzut bine. Aici e un trick pe care unii îl fac, dar și nu e foarte etic. În felul în care formulezi, poți să dai senzația că vei plăti doar după ce vezi produsul. Realitatea este că nu-l vezi. Vezi cutia. N-ai voie să deschizi cutia. Curierul trebuie să ia banii înainte ca tu să deschizi cutia. Și dacă cumva i-ai dat banii, ai deschis cutia și nu-ți place, el nu-ți ia în momentul ăla înapoi coletul și să-ți dea bani. E să treci prin proces. Dar realitatea este că chiar am trecut de perioada de haiducie, când mai erau magazine care dădeau CP și ăsta era modelul lor de business. Nu, cei care sunt acum și funcționează, mai erau majoritate, sunt ok. Chiar livrează bine produsele și nu mai... Cum spuneam, avem o rată de respingere a comisionului de maxim 20%, care include și produsele lipsă de pe stoc, și refuzurile de la cumpărători și multe altele. Deci, te rog. Să înțeleg că... Un plus de credibilitate este acordat de faptul că sunt într-un sistem de afiliere, magazine, comercianți. Poate fi, pentru afiliat ar putea să fie pentru afiliat, dar de asemenea și pentru user. Mă gândesc că dacă se explic un user, tata are 71 de ani, mulțumesc, a cumpărat, a intrat pe Facebook de vreo, a intrat pe internet de vreo 3 luni, pe Facebook de vreo 2 luni și a cumpărat deja online de 2 ori. Bine, a dat telefon, a cumpărat online, dar a cumpărat de la un magazin online. N-aș putea să, el nu știe exact încă ce fac eu și n-aș putea să-i explic. Și atunci, efortul... Mama mea are 56 și nu știe ce fac eu de ce. Dar dacă pleci de pe un site, ești pe un site care te îndeamnă până la urmă să cumpere online de la un alt magazin, dacă acolo ai un mesaj de genul, cumpără de la magazinul ăsta, este verificat, eu îl cunosc, eu ca proprietar al site-ului ăsta,
îți recomand să cumperi de acolo, pentru că este un magazin serios. Poți să plătești cu cardul, dar poți să plătești și ramburs. Ai 10 zile timp în care poți returna produsul fără să dai nicio explicație, crești încrederea userului respectiv în a încerca să cumpere pentru prima oară, mai ales dacă este un first timer. Și vă mai spun o chestie. Un utilizator care a cumpărat prima oară plecând de pe site-ul vostru, va avea tot timpul, vă va ține minte tot timpul și proiectul respectiv va avea întotdeauna pentru el o importanță mai mare. Va convinge mult mai ușor. Și atunci, recomandarea mea chiar ar fi să vă focusați pe first-timeri în 2011, să vă gândiți proiectele pentru a convinge oameni care n-au mai cumpărat online, dar sunt interesați, adică sunt în pragul în care ar vrea să cumpere, a cumpărat colega de la birou ieri, sau mama, sau tata, și ar vrea și ei să cumpere, dacă sunt în dubii. Dacă îi găsiți pe ăștia și îi convingeți, vă rămâne ai voștri dacă vă ocupați de ei după aia pe mult timp și vă vor genera conversii foarte bune. Dar acești first-timer nu oare, mă gândesc, tu să-mi răspunzi, oare nu coșul lor de produse nu va fi unul mai mic? Să știi că nu neapărat. Uneori da, alteori nu. Și eu am abordat anul trecut discuția cu multe magazine crezând asta și am văzut că nu. Oricum, coșul de cumpărături în 2010, coșul mediu de cumpărături în 2010 a scăzut la nivel de industrie și foarte probabil va scădea și în 2011 și din motive de criză și din motive de first time care vin prima oară, de o diversificare mai mare a gamei de produse, adică deja poți să-ți cumperi o pereche de șosete, de exemplu. Înainte, până la urmă, s-a pornit cu ITNC-ul, care a fost mult timp aproape exclusiv, ITNC-ul a reprezentat comerțul online. Și atunci, valoarea medie, da, era general mai mare. Dar acum suntem undeva la 200 de lei, cred că fără TVA, pe o tranzacție medie online, cel puțin la noi în sistem. Așa, exact ce spuneam aici, scade valoarea medie și asta, în felul ăsta, crește și mai mult importanța ratei de conversie. Ai nevoie să trimiți cât mai mulți oameni care să cumpere, pentru ca tu să câștigi mai mult. Pentru că nu mai e asta că vând acum o dată pe 5.000 de euro și am luat 10 asta, să zicem, 500 de euro și m-am scos din asta, pot să mai fac nimic. Deși avem tranzacții, cea mai mare comision pe care l-am plătit până acum a fost pentru o tranzacție, a fost de 11 milioane de lei, care a venit pentru haine. Un domn din Galați sau din Brăila a cumpărat haine online de 110 milioane de lei. Am trecut în noiembrie. A cumpărat, i-a plătit. Un afiliat respectiv și-a mai mai o tranzacție. Este evident, nu sunt frecvente deocamdată genul ăsta de situații, dar avem prevenit comisioane de 1 milion, de 2 milioane, de 3 milioane, pe acolo se întâmplă relativ des comisioane individuale. Bun. Am avut de recomandări. Nu am mai nimic nou sau nici nu v-am spus până acum. Și este foarte important să fie relevant și e important și pentru user, dar și pentru magazinul pe care îl promovați. Trebuie să-i aduceți și lui o valoare. Trebuie să-i trimiteți trafic nediferențiat către homepage, să zicem. Cu prețul faptului că, acum voi ziceți, spuneam doamna de vreme, vă indexați în Google poate mai bine înaintea lui și așa mai departe, chiar că s-ar putea să nu convine. Însă dacă ceea ce faceți voi este să oferiți userului o experiență relevantă în care el să se decide mai ușor să cumpere, trimiteți către magazin trafic relevant care îi ușurează lui efortul de marketing până la urmă, cu siguranță că vă va agrea mult mai ușor. Mai mult, un afiliat care generează foarte multe vânzări, cel puțin la noi două parale, poate să și primească o comision preferențială, adică mai mare, poate să primească bonusul, se întâmplă de multe ori. Poți, dacă nu-ți convine comisionul pe care îți le oferă un advertiser, dar tu generezi foarte bine vânzări pentru el, poți să-i și scrii după ce ai făcut niște treabă. Poți să-i scrii după două luni. Ok, uite, eu ți-am generat ție 1000 de vânzări în primele 3 luni și tu îmi dai mie 3%. Mi se pare cam puțin.
pentru că i-am costit ceva mai mare, sau poate pentru că sfârșit mi se pare că îmi dă dăm și mie, bol, sau ciocolată, ceva acolo. Dăm 4%, poți să te dea comisiune preferențial. Hai să gândim un sistem de bonusare, de exemplu, la fiecare 100 de comenzi să îmi dă 1 milion în plus, sau lucrurile de genul ăsta. Mai ales, îți văd că se înțeleg din ce în ce mai bine, mai trebuie încă educați, dar înțeleg din ce în ce mai bine. Trebuie să le mai spune și voi eventual că banii aia îi veți reinvesti până la urmă. De cele mai multe ori, banii pe care un afiliat îi scoate din afiliat, îi reinvestește în alte proiecte. Măcar o parte din ei. Și atunci, advertiserii, mai ales cu afiliații care sunt relevanți și fac treabă, vor încerca să aibă o relație pe termen lung și să-i motiveze și să-i bonuseze pentru performanță. Nu trebuie să... Nu am cum să vă transmit dimensiunea efortului de research pe care trebuie să-l faceți dacă vreți să faceți bani în piața asta. Ar trebui să trăiți din statistici, ca să zic așa, să mâncați statistici pe pâine. Și o grămadă de tool-uri care sunt gratuite, de la Google Insights for Search, la datele din două parale, de exemplu, noi publicăm periodic rapoarte, la Eurostat, care e un pic mai greu de găsit, atunci e informație publică și chiar puteți să aflați foarte multe lucruri interesante. Uite, de exemplu, apropo de penetrarea internetului, 37% din gospodăriile din România au, fără copii, au acces la internet. 50% din gospodăriile din România care au copii în acea gospodărie au acces la internet. Informație care, pe lângă alte lucruri, mie îmi spune că produsele pentru copii vor crește foarte mult pe vânzările online. Am o întrebare cu privire la statisticile de care vorbeai. Când crezi că va fi posibil să publicați informații referitoare la performanța campaniilor, care se ajute pe afiliați, cum ar fi ceva similar cu EPC-ul, adică venitul pe care îl obții dacă trimiți 100 de clipuri la campania respectivă. În medie. Diferă foarte mult de la un afiliat la altul. Ei au, noi avem un indicator ROI pe 100 de clipuri, pe care o vede și advertiserul și afiliatul, strict pentru performanțele lui. Ca afiliat nou ar trebui să primesc informații pentru a lua decizia. Pe site-ul nostru, pe două parale cu ROI, secțiunea de campanii, campaniile sunt ordonate în ordine descrescătoare a performanței. Deci, a performanței generale, e adevărat. Dar, măcar așa și tot poți să vezi și ai inclusiv niște criterii de filtrare și de sortare. Ok. Față de, nu știu, rapoarte relativ standard de rețea de afiliere, sunt un pic ascunse, sunt mai... E adevărat. Dar există suport pe două parale, pe două, înseamnă și... Scrieți-ne, întrebați-ne orice, suntem acolo în moment dedicați pentru asta și avem tot interesul să vă ajutăm să generați cât mai multe vânzări. Cum spuneam, generați vânzări și un trafic, scăpiți-vă din minte cât pentru început pe Steam, câți user ați trimis sau de ce nu mă plătește că i-am trimis 1000 de user. Dacă te-ai trimis 1000 de user către un magazin și nu a cumpărat nimeni, tu ai probleme. Măcar dacă eventual generezi 30 de vânzări din care magazinul respinge 25, poți să spui că ok, magazinul are o problemă, respinge comenzile. Dacă tu ai primit și nu s-a generat nicio vânzare, înseamnă că traficul pe care l-ai primit tu nu a fost suficient de relevant pentru oamenii respectivi, pentru magazinul respectiv. Testează, construiește o bază relevantă, asta s-a mai discutat, e foarte mișto dacă puteți să o faceți. Sunt puține proiecte de genul ăsta acum în România, cel puțin la noi în Affiliate, dar eu zic că ar merita încercat, însă mi se pare totuși o treabă un pic mai avansată. Proiecte dedicate despre care v-am vorbit. Long tail, mai ales pe SEO, pe PPC și așa. Unul care caută preț, laptop, Asus și după aia urmează toată codul ăla de produse și așa mai departe. Sunt șanse mult mai mari să vrea să cumpere decât unul care a căutat de mari sau sandale ieftine 2011 cu toc, roz, va genera cu siguranță o conversie mult mai bună decât sandale.
Deci recomandarea este să avem o politică de cuvinte bine stabilită. Și lucrată cu un profesionist, pe un consultant, pe care să-l plătiți cât mai bine. Dar eventual puteți să-i dați un success fee. Puteți să spuneți, uite, eu câștig 10% din... să-mi închid microfonul. Dar trebuie să ai o politică clară pe întreprindere și să-ți... cel puțin primii pași, cam așa ar trebui să fie. Apropo de primii pași, avem întâlniri lunare cu afiliații și prezentează de două paralele, zi mai viitoare să au. Următoare este chiar acum joi, de la ora 6 sau 6 și jumătate. Tema este primii pași în marketing afiliat. Vă puteți înscrie pe blogul nostru, e cred că ultimul post sau pe ultimul post. Oricum, vă recomand, deci aș putea altfel, dar chiar vă recomand blogul două paralele, pentru că sunt foarte multe informații mișto acolo despre afiliere, despre piață în general. Avem și o secțiune de answers pe care o găsiți pe site-ul nostru, unde puteți să puneți întrebări și vă răspundem și similar cu Yahoo. Vă răspundem fie noi, fie alți membri ai comunității. Deocamdată nu sunt foarte mult așa activ și vocal, dar am început să crească foarte bine. Avem peste 90 de campanii în care puteți să alegeți și facem evenimente și în alte orașe, nu doar în București. Urmăriți-ne pe Twitter și eu aștept întrebările, dacă e cazul.